Clădirea fostului liceu agricol din Jimbolea, amplasată în centrul orașului, este în paragină. Nu mai funcționează din 2012, iar trecerea anilor a lăsat urme. Pereții scorojiți și tencuiala picată îi oferă un aspect dezolant și poate reprezenta chiar un pericol pentru trecătorii care se plimbă prin acea zonă. Foștii angajați ai instituției de învățământ își amintesc de vremurile în care de pe băncile acesteia ieșeau generații la rând de meseriași, iar acum actuala administrație dă dovadă de indolență și de nepăsare. Eu am lucrat aici 8 ani de zile și pe atunci administrația avea grijă anual de clădire. În rest, ce pot să zic, nu arată bine, chiar în centrul orașului. Erau destule profesii, erau și tractoriști, era și mecanic auto, făceau și școală între timp, că a fost și o mașină de școală de șoferi. Și alți locuitori ai orașului privesc înapoi cu nostalgie la ceea ce reprezenta clădirea înainte și îi intrigă felul în care arată acum. Era odată când învăța pentru tractoriști, meserii se făcea acolo. Acum nu știu dacă mai funcționează cu treburile astea, nici nu mai... Dar despre aspectul lui exterior ce ne puteți spune? E urât, nu? E neîngrijit. S-a construit odată, s-a renovat, dar na, e casă veche, e mâncată. Nu departe de această clădire se află și primăria orașului Jimbolea. Cetățenii se uită cu dezamăgire și la sediul administrativ, al cărui aspect exterior nu este cu mult mai estetic decât al fostului liceu agricol. De cum vi se pare acest lucru, faptul că este în centrul orașului și că arată în așa hal? Dacă vă uitați și la primărie, cam același sistem arată și ea, deci clădirea veche, de pe partea aia. Cum se va face primăria, se va face și școala. Altceva, nimic. Viceprimarul orașului Jimbolea a precizat că din anul 2012, de când clădirea nu este funcțională, aceasta nu a reprezentat o prioritate pentru administrație, alte lucrări fiind mai importante. De când este așa? Păi, ea a fost, a avut o reabilitare prin anul 2008. În anul 2008. De atunci, din păcate, nu mai sunt atâția elevi și a fost părăsit liceul de către clădirea de către liceul din Jimbolea, reușind ca în clădirea principală a lor să țină toate cursurile. Și atunci n-a mai fost așa prioritar reabilitarea ei, au fost alte priorități în oraș. Acum ne ocupăm și de asta, și de reabilitarea clădirii primăriei. Deci din 2008 nu mai funcționează? Nu tocmai din 2008. În 2008 a fost reabilitat, de prin 2012 nu mai funcționează. Viceprimarul a mai spus că imobilul este cuprins în programul de reabilitare a clădirilor cu risc seismic și așteaptă să fie pus în lista sinteză.